În perioada 15-18 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat o amplă acțiune de verificare a unor spații de depozitare aparținând unei societăți comerciale din Dornești, specializată în servicii de comisionariat vamal și antrepozit fiscal. În urma primelor investigații și a documentelor obținute de la Biroul Vamal de Frontieră Dornești, s-a constatat că, în luna mai, o companie din China a expediat către o societate comercială din Ucraina încălțăminte sport, fără a fi menționate mărci specifice, utilizând depozite intermediare situate în județul Suceava. Aceste mărfuri au intrat în țară prin portul Constanța. Suspicioase în legătură cu acest caz, autoritățile au efectuat verificări amănunțite în spațiile de depozitare ale societății menționate, dezvăluind faptul că bunurile au fost inițial depozitate în portul Agigea și apoi au fost transportate și depozitate în spațiile comisionarului Vamal din Dornești în data de 14 mai. Ca rezultat al acestor verificări a fost identificată o cantitate mare de produse, în special încălțăminte sport, inscripționată cu diverse mărci, înregistrate și protejate în România, ridicând suspiciuni că ar fi contrafăcute. Astfel, în cele trei hale verificate aparținând comisionarului Vamal din Dornești, a fost găsit un număr total de 10.340 de colete care conțineau 83.320 de perechi de încălțăminte sport pentru bărbați și femei, toate fiind inscripționate cu diferite mărci înregistrate și protejate pe teritoriul României. Valoarea estimată a acestor bunuri contrafăcute se ridică la aproximativ 29.200.000 de lei. În consecință, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au demarat cercetări în această cauză, fiind întocmit un dosar penal și inițiată urmărirea penală în REM pentru apărarea drepturilor și indicațiilor geografice. De asemenea, polițiștii au dispus măsura indisponibilizării bunurilor și au preluat în custodie întreaga marfă până la clarificarea situației. Ulterior vor fi formulate propuneri pentru instituirea măsurilor asiguratorii în cadrul dosarului penal. Investigațiile continuă sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul unității de parchet competentă, iar lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava desfășoară activități specifice în vederea stabilirii tuturor aspectelor legate de activitatea infracțională și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.